aparat foarte important, mai ales în contextul pandemiei, chiar dacă greul a trecut, dumneavoastră aveți nevoie în continuare de asemenea aparatură. Sunteți medicul care s-a ocupat îndeaproape de alegerea acestui tip de aparat și aș vrea să ne spuneți care sunt criteriile pe care v-ați bazat atunci când l-ați ales. Da, într-adevăr, acest aparat este un aparat de ultimă generație, cum puține spitale, mai ales de mărimea noastră, au un astfel de aparat. Criteriul este cel clasic, raport, preț, performanță. Performanța, nu am vrut să facem rabat la acest lucru. Performanța este de nivel superior, în sensul că este un aparat total automat. Total automat. Alte aparate, bune și acelea, sunt semi-automate, adică există mai multe aparate, necesită încăperi separate pentru fiecare din aceste componente. Există factorul uman care intervine în fiecare din aceste aparate, ceea ce poate să genereze aparent și un procent de eroare umană. Aici omul are intervenție minimă, pipetează probele inițiale, introduce proba în aparat și aparatul lucrează totul de la A la Z. Acest aparat este un real-time PCR. PCR înseamnă polimerase chain reaction, adică o reacție înlănțuită utilizând o enzimă numită ADN sau ARN polimeraza. În alți termeni, ce înseamnă acest lucru? Orice organism viu, bacterie, virus, conține informație sub formă de acizi nucleici. Acești acizi nucleici sunt într-o cantitate foarte mică. Pentru ca noi să-i putem identifica, trebuie în primul rând să-i putem multiplica. Aici intervine această enzimă, ADN sau ARN polimeraza, ea ne crește numărul de acizi nucleici până când aceștia devin identificabili. Da? Deci, dacă avem o bacterie sau un anumit virus, ce poate fi mai specific pentru virus sau bacteria respectivă decât acidul nucleic? Dacă noi depistăm acidul nucleic, este clar că avem de-a face cu o infecție generată de respectivul agent patogen. Da? În acest caz, acest aparat inițial va fi folosit pentru problema actuală, pandemia de infecții cu coronavirus. Da? Dar el poate fi folosit în orice fel de altă infecție bacteriană sau virală ulterior. Mă gândesc acum o aplicare foarte utilă într-un viitor apropiat va fi determinarea viremiilor la persoanele infectate cu virusul hepatitei B sau virusul HIV. Avem astfel de pacienți în comunitatea orașului Cernavodă și ei în mod sigur până acum mergeau la Constanța sau poate la București ca să-și facă aceste analize, și anume viremia, detectarea numărului de copii de acid nucleic viral în sânge, pentru ca să vadă cum evoluează tratamentul acestor persoane. Ați menționat foarte bine nevoia deplasării la Constanța sau la București. Aș vrea să subliniem cu atât mai mult ideea că de acum totul va fi posibil la Cernavodă. Nu va mai fi nevoie, să spunem, doctorul sau, eu știu, laborantul cel mai bun e la București sau la Constanța, ci totul se va face aici, pe loc, la Cernavodă, și în cât timp vor primi oamenii, eu știu, eventualele rezultate. Acest aparat, printre alte avantaje, are avantajul de a da un rezultat într-un timp foarte scurt. Celelalte aparate care presupun mai multe etape, fiecare în camera respectivă și fiecare cu aparatul respectiv, pot să dureze 4-5 ore. Da? Acest aparat, din momentul în care noi am introdus proba, de la 45 de minute la o oră, o oră și jumătate, poate să ne ofere rezultatul. Și la final aș vrea să vă întreb, care este capacitatea acestui aparat? Poate el să aibă grijă, în ghilimele, și de oameni din Cernavodă și cei din localitățile înconjurătoare? Eu știu, cui vă adresați, ca să spun așa? Tuturor pacienților din zona orașului Cernavodă. Aparatul are, cum să spun, el este un aparat mic. El are două situsuri active. Dar dacă ne gândim la necesarul de astfel de determinări în zona orașului Cernavodă, el poate liniști să asigure un număr de 10-20 de teste zilnic. Da?
așa cum v-am spus, raportul preț-calitate ne-a ghidat în alegerea sa. Nu am vrut să fac rabat la calitate și atunci prețul l-a mai scăzut prin faptul că nu am ales un aparat cu multe situsuri, care dacă l-am fi cumpărat, multe situsuri ar fi stat nefolosite. În schimb, aceste două situsuri, dacă le utilizăm judicios la maxim, pe timpul unei zile de lucru, ele pot în mod lejer să facă față la necesitățile zonei orașului Cernavodă. Cum vedeți colaborarea cu Primăria Cernavodă și ajutorul lor din acest punct de vedere? A fost o colaborare foarte frumoasă, pur și simplu, ce să spun, nu am nimic de reproșat în această colaborare, ne-au ajutat din toate punctele de vedere, oamenii au fost foarte drăguți și uitați că s-a și finalizat într-un mod frumos. O investiție importantă realizată de Primăria Cernavodă care va ajuta atât oamenii din localitate cât și pe cei din localitățile învecinate. Cum ați ajuns la achiziționarea acestui aparat deosebit de important pentru sănătatea cernavodenilor? Decizia pentru achiziționarea aparatului de analiză a probelor biologice prin real-time PCR a fost luată în perioada în care s-a instalat starea de urgență de la nivel național. Din dorința de a diagnostica rapid cazurile de infecție cu COVID-19 la nivel local, dar și pentru a proteja cetățenii să nu fie nevoiți să se deplaseze către Constanța sau București pentru a face astfel de investigații. Contractul de achiziție s-a încheiat la începutul lunii iunie, termenul de livrare fiind de 6 săptămâni, a fost recepționată deja de la furnizor HOTA de siguranță biologică a PCR-ului, urmând ca în perioada următoare să se livreze și restul echipamentelor. Odată recepționat integral, echipamentul este instalat, pus în funcțiune și testat de către furnizor în prezența personalului medical din cadrul spitalului. Cadrele medicale vor fi instruite în mod expres pentru folosirea în siguranță a echipamentului. Acest echipament este un sistem complex de diagnostic molecular cu timp de analiză a probelor foarte scurt, vorbim de 45 de minute până la 2 ore, cu ajutorul căruia laboratorul de analiză al Spitalului Orășenesc Cernavodă își extinde spectrul și complexitatea investigațiilor efectuate în prezent.